Da, eu da. Cred că Florin n-a avut timp, a jucat doar în un singur an. Eu da, da. Și, în legătură cu această echipă, jocul ne dă mai speranțe că putem să trecem mai departe. De ce nu? Am avut un meci foarte bun. Nu i-am simțit extraordinar de puternici. Și ei bănuiesc că traversează o perioadă încărcată de meciuri, miercuri, sâmbătă. Și pentru noi este greu și pentru noi este o scuză asta, dar sunt convins că vom face un meci foarte bun și e adevărat, nu putem să dăm un, pronostic sau să ne dăm seama cam ce șanse avem la victorie, dar eu zic că putem să ajungem la un 50% șanse de victorie și apoi, până la urmă, acolo se discută totul, în Golden Set, care până la urmă este o loterie, din punctul meu de vedere, un set scurt până la 15, cum ar fi loviturile de pedeapsă la fotbal. Eu sunt încrezător și chiar dacă pierderea lui Dumitrache cântărește un pic în atac, cred că vom întări mult mai bine partea de apărare, de preluare, cu Voinea, cu Bratosin, care s-a avea așteaptă să intre în teren. Și sunt convins că, mă repet, sunt convins că vom face un meci mare. Până la urmă, ultimul le face lupta. Exact. Din păcate, n-am putut să le oferim la ultima partidă acasă. Lupta. Noi, din punctul meu de vedere, am făcut tot ce s-a putut, dar poate că scorul e cam sever. Și încercăm să spălăm un pic imaginea echipei după meciul cu Unirea Deș. Mi se pare mai ușor acum, după ce ați văzut un meci, după ce ați stat acolo în teren? Bineînțeles, avem și informații, avem meciuri. Chiar am urmărit ultimul meci al lor în campionat. L-au pierdut acasă cu echipa campioană Tur. Nu ies din tipare. Știm exact ce joacă. Acum mai greu va fi să-i oprim. Pentru că, așa cum a spus și Dan, sunt jucători puternici care pot face diferența, au un punct înalt de lovire, sunt organizați foarte bine. Noi, cu experiența în cupele europene, nu stăm foarte bine și va trebui să suplinim cu dăruirea pe care sper să reușim să o facem